Publika TV își retrage jurnaliștii din Parlament după ce deputatul democrat Eugeniu Nichiforciuc a fost confirmat cu COVID-19. Postul nostru de televiziune condamnă modul în care au acționat deputații care știau despre faptul că Eugeniu Nichiforciuc are noul coronavirus și au expus în acest fel pe toți cei care au intrat în clădirea Parlamentului și au interacționat cu deputați și angajații ai instituției. Jurnaliștii noștri care au mers astăzi la Parlament vor fi plasați în carantină până când vom afla dacă există un vocar și dacă persoanele cu care colegii noștri au interacționat vor fi sau nu confirmate pozitiv. Menționăm că anunțul despre infectarea lui Nichiforciuc a fost făcut de Dumitru Diacov. El a spus că Nichiforciuc a participat ieri la ședința fracțiunii PDM din sediul Parlamentului. La aceeași ședință au participat și 5 miniștri. Publika TV condamnă public atitudinea pe care au afișat-o deputații astăzi în ședința Parlamentului, au luat în derâdere acest pericol și au vorbit cu o lejeritate greu de înțeles despre apariția unui posibil focar la Parlament.